Oamenii lui Dumnezeu, mai rămânem în picioare câteva clipe, timp în care o să citesc două pasaje, două versete dintr-un pasaj, Ioan, capitolul 15, versetele 10 și 11. Ioan, 15, 10 și 11. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Oamenii lui Dumnezeu, avem parte de o nouă întâlnire, o nouă experiență și în mare măsură ea va fi așa cum o facem noi. Cele mai multe lucruri din viața noastră sunt așa cum le facem. Puține sunt lucrurile care trec dincolo de ceea ce omul alege să facă. Spre exemplu, bolile, cele mai multe dintre ele, necazurile, poate o mare parte dintre ele, vin peste noi indiferent de voința noastră. Dar cele mai multe lucruri care ni se întâmplă sunt rezultatul alegerilor personale. Chiar dacă nu este o alegere directă, este una indirectă. În această seară am ajuns la predica cu numărul 3 din ciclul de predici pe care le ținem în legătură cu roada Duhului. Am avut o predică introductivă în care am încercat să punem în evidență ce este roada Duhului. Este un fruct al prezenței Duhului Sfânt în noi. Este o manifestare complexă a prezenței Duhului Sfânt în noi. Am vorbit câte ceva data trecută despre dragoste și dacă vă uitați în Galateni capitolul 5, versetul 22, veți constata că în seara aceasta o să vorbim despre bucurie. Omul născut din nou posedă în interiorul lui două naturi. Este o natură carnală, numită firea pământească, și este o natură pe care o produce Duhul în urma mântuirii și aceasta este natura spirituală. În acest context, în această dimensiune a omului nou în Hristos, omul duhovnicesc, se produce fructul acesta, roada aceasta pe care Duhul o produce în om, iar omul o manifestă. Fiecare dintre aceste două naturi tind să se manifeste într-un anumit fel de comportament care este specific. Evident, comportamentul spre care ne atrage firea pământească este un comportament păcătos, în timp ce comportamentul spre care ne atrage Duhul lui Dumnezeu este un comportament duhovnicesc. Aceste două tipuri de comportamente sunt într-un permanent conflict. Ele sunt în mod permanent în mintea noastră. De obicei, firea pământească insistă mai mult, iar Duhul insistă mai puțin. De multe ori mi-a trecut prin minte un lucru aproape fugar, și după o jumătate de oră sau o oră am trecut printr-o experiență care avea legătură cu ce mi-a trecut prin minte. Mi s-a părut întâmplător și n-am dat nicio atenție, dar de fapt era un gând asupra căruia, dacă m-aș fi oprit, ar fi fost mai bine. Firea pământească însă e insistentă. Te ia în primire dimineața și pune presiune pe tine toată ziua, atâta timp cât ești conștient. Din acest motiv, noi putem fi creștini firești, să nu vorbim despre oamenii firești, sau creștini duhovnicești. Mă veți întreba, există creștini firești? Dar atunci vă întreb și eu, dar cum, n-ați știut că există? Nu știți dumneavoastră că atunci când Pavel le vorbește corintenilor, în prima epistolă, capitolul 3, spune, fraților, n-am putut să vin la voi și să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, pentru că nu sunteți duhovnicești. Sunteți firești. Fraților, sunteți firești. Este adevărat că
ideea aceasta de frați firești nu se referă la oameni care iau pocăința în serios. Nu se referă la oameni care trăiesc pocăința în mod responsabil, ci se referă la oameni care nu sunt serioși cu viața lor de pocăință, sunt superficiali, nepăsători, nu investesc și în consecință nu produc. Ideologia materialistă ne-a determinat să credem că numai oamenii bogați au bucurie sau sunt fericiți. Însă adevărul este altul. Bucuria și fericirea sunt, dintr-un anumit punct de vedere, două lucruri diferite. Fericirea este rezultatul întâmplării unor lucruri sau fenomene care devin benefice pentru noi. Ești fericit pentru că ai luat examenul. Ești fericit pentru că astăzi, în sfârșit, nu mai plouă și poți să-ți faci treaba. Ești fericit, ești fericit, ești fericit. De obicei, fericirea are legătură cu lucruri care se întâmplă în contextul în care trăiești. Foarte multe dintre ele sunt întâmplătoare. Însă, bucuria este rezultatul unor stări existențiale și întotdeauna au legătură cu încrederea în Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că păstorii care își pășteau turmele pe câmpia Betleemului au primit vizita îngerilor, mesajul lui Dumnezeu, ei au mers la Han, acolo unde era staulul cu animalele, l-au găsit pe Hristos așa cum le-a spus îngerul, au petrecut acolo, au avut o experiență extraordinară și Scriptura ne spune că s-au întors acasă plini de bucurie. Ei nu s-au întors acasă fericiți, ei s-au întors acasă plini de bucurie. Fericirea de obicei are legătură cu lucrurile din afară. În general, se referă la viața de natură umană. Însă bucuria este o chestiune interioară și de obicei are legătură cu lucrurile lui Dumnezeu. V-am spus aceste lucruri, citeam noi din Scriptură, pentru ca bucuria mea să rămână în voi. Nu poate să rămână fericirea în cineva, că dacă se schimbă ai luat examenul cu ai pierdut examenul, bucuria s-a dus odată cu examenul. Fericirea s-a dus odată cu examenul. Ea nu este o stare existențială. Ea ține de circumstanțe și de împrejurări. Dacă vorbim despre originea bucuriei, vorbim despre faptul că Dumnezeu este izvorul bucuriei. Psalmul 16 spune: Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Bucuria este produsă în inima omului de Duhul Sfânt. Aduceți-vă aminte de Galateni capitolul 5, versetul 22. Și roada Duhului, dimpotrivă, este bucuria. Ea este produsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ea nu este de factură omenească. Noi nu putem produce, noi o putem manifesta, pentru că Duhul o produce în noi. De asemenea, bucuria este calitatea unică a lui Dumnezeu, nefiind dată de circumstanțe, de realizări sau de întâmplări favorabile pe care le experimentezi. Așa cum spuneam, bucuria este o caracteristică a lui Dumnezeu. O să citesc din nou din Psalmul 104, unde Scriptura spune: Dumnezeul tău te va umple de bunătăți. El va face să propășești în lucrarea mâinilor tale. Rodul trupului tău, rodul turmelor, rodul pământului, căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta. Bucuria este de natură divină. Spunea Hristos, împărăția lui Dumnezeu nu presupune mâncare și băutură, ci presupune neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. N-a să știți că neprihănirea nu e întâmplătoare și de asemenea nu este întâmplătoare nici pacea și nici bucuria. Ele toate vin de undeva, pentru că lucrurile duhovnicești, în general, le găsești în anturajul lui Dumnezeu. Bucuria, până la urmă, este un specific al caracterului lui Dumnezeu prezent în inima omului. Eu îndrăznesc să spun că atât Dumnezeu cât există într-un om, atâta roadă a Duhului există într-un om. Sau, ca să fiu mai specific,
cât Duh Sfânt există într-un om, direct proporțional cu intensitatea Duhului Sfânt va fi și intensitatea bucuriei. Bucuria este produsul Duhului Sfânt în viața noastră. Pavel spune, fiți plini de Duh. E ca și cum ar spune, fiți plini de bucurie. În opinia psalmistului, bucuria este expresia relației cu Dumnezeu. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, se ruga David în psalmul 51. În situația lui nu putea să fie fericit, dar putea să fie bucuros. De aceea săracii pot fi bucuroși. Mult mai ușor un sărac poate să fie bucuros decât fericit. Fericit, mă gândesc, e mai rar. Dar bucuros poate fi tot timpul. Pentru că bucuria este o stare pe care Duhul lui Dumnezeu o produce în inima omului, fără să depindă în mod primar și direct de lucrurile care se întâmplă în afara omului. Factorii externi nu pot provoca bucurie, o pot simula. În Biblie, nu mai gândiți-vă la comparația asta, în Biblie întâlnim de 14 ori cuvântul makarios, fericire, și hara de 115 ori, bucurie. Cât este de la 14 până la 115? Atâta este de la fericire până la bucurie. Fericirea este stimulată de circumstanțe pozitive, de succes, cum spunem noi, mai astăzi mi-a mers bine. Și e normal să fii fericit dacă îți merge bine, dar dacă mâine nu-ți mai merge bine, că nimănui nu-i merge bine în fiecare zi. Fericirea e direct proporțională cu lucrurile care ți se întâmplă. Bucuria e direct proporțională cu lucrurile pe care le faci să se întâmple. Bucuria nu poate fi în legătură cu ceva rău, însă fericirea poate fi în legătură cu ceva rău. Cineva fură, se îmbogățește și e foarte fericit. Nu poate fi bucuros. Ăla se perpelește în pat precum steak-ul pe grătar. Că nu are liniște, pe el îl mustră conștiința. Noi nu putem scăpa de acest judecător din interiorul nostru, care este conștiința. Este vocea lui Dumnezeu care contestă sau care confirmă. Tot am încercat să vorbesc despre diferența dintre bucurie și fericire și o să mai încerc să fac lucrul acesta spunând că lucrurile cerești din interior provoacă bucurie în timp ce lucrurile pământești din exterior provoacă fericire. Gândiți-vă la famenul etiopian. Ce credeți dumneavoastră? Omul acesta pleacă din Etiopia, se duce tocmai la Ierusalim, 2800 de kilometri. Și nu s-a dus cu 8 cilindri sau cu 12. S-a dus probabil cu un fel de căruță mai mică trasă de un cal. Hai să zic că au fost doi. Și avea acolo un aghiotant, un angajat de la minister care îi mâna bidiviu, animalul. S-a dus omul, a făcut mult timp până acolo și s-a întors. Dar când s-a întors a avut o experiență personală. El căuta experiența asta, dar nu a găsit-o decât atunci când a fost provocată de Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus unui înger, du-te la Filip. Și ce să-i spun? Spune-i să se ducă în pustie. Filip s-a dus și l-a întâlnit pe famen. Ăsta se întorcea cam bosunflat de la templu. De la templu își luase o scriptură, cartea lui Isaia, și citea în ea. Era intelectual, era om de carte, că cam așa a ajuns acolo să fie ministru, să gestioneze toată trezoreria Etiopiei. Și îl ajunge Filip, îi vorbește, observați că omul e foarte modest. Ăsta îl întreabă, de gândeai că e vreun director. Dom'le, înțelegi ce citești? Păi dacă nu înțeleg, înseamnă că nu-s prea bine cu capul. Dar el nu se supără, nu se simte ofensat și spune, dom'le, nu înțeleg. Oamenii care nu au ce să apere, oamenii valoroși nu au ce să apere. El era ministru, ce era să apere? N-avea niciun rost să se apere. Putea să spună, dom'le, ești ministru cu banii, dar nu ești ministru cu Biblia. Dar-s ministru cu ceva. Așa că omul a recunoscut că nu-i ministru cu toate. Și Filip se urcă în cară, îi vorbește, omul se pocăiește, omul se botează, dar am spus toată povestea asta pe care o știți foarte bine, ca să pun în evidență versetul 39. Famenul a plecat plin de bucurie. Pentru el era ușor să fie fericit.
avea o poziție foarte, foarte bună, avea mulți bani, se învârtea în jurul oamenilor care conduceau țara. E normal să fii bucuros, să lucrezi la Casa Albă? Normal să fii fericit. Dar bucuria este o chestiune din interior, nu are legătură cu realizările din afară. De aceea oamenii pot fi fericiți mai ușor decât pot fi bucuroși, pentru că bucuria te împinge în brațele lui Dumnezeu, numai acolo o găsești. Temnicerul din Filip este aceeași, eu îi zic, polițistul de la pușcărie. E aceeași poveste. Omul ăsta trece printr-o experiență înspăimântătoare, era gata să evadeze câțiva pe care i-a găsit descătușați în închisoare, înțelege până la urmă că e o intervenție divină, îi ia și îi duce acasă pe ăștia, după ce i-a bătut bine, se apucă să încerce să-i panseze și să-i doctoricească. Și Biblia ne spune că după ce a fost mântuit, după ce a simțit fiorul prezenței lui Dumnezeu, el și casa lui a fost plin de bucurie. Oricine poate fi plin de bucurie, un ministru, un polițist, Corneliu, apostolii din închisoare, oricine poate fi bucuros când Duhul Sfânt este în inima lui. Biblia spune să fim bucuroși în necazurile noastre. Poți să fii bucuros în timpul necazului, dar nu poți să fii fericit în timpul necazului. Fericirea este o stare pe care o experimentezi în absența necazurilor. Aduceți-vă aminte de exemplele care sunt în Scriptură și care vorbesc despre bucuria spirituală. Nașterea Mântuitorului. Vă mai aduceți aminte ce a spus îngerul? Nu vă temeți, pentru că vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru toată lumea. Observați, oamenii stăteau liniștiți. Unul plângea, unul râdea. La unul i-a mers bine în ziua aia, la unul rău. Și vine îngerul și spune pentru toată lumea o mare bucurie. Dar de unde venea bucuria? De sus. N-avea legătură cu munca, cu ce produceau ei, nimic, de sus. Cât de valoroase sunt lucrurile care vin de sus. Cât de ușor pot fi primite dacă omul acceptă să renunțe la sine. Dar când noi renunțăm la sine, simțim că ne pierdem identitatea și nu mai suntem fericiți. Pentru că nouă ne place să ne impunem. Avem tendința să controlăm. Foarte mulți oameni încearcă să controleze alți oameni. E foarte la modă lucrul ăsta, dar nu numai în generația noastră, întotdeauna a fost. Cum e unul mai fâșneț, cum controlează pe alții? În loc să lucreze pentru alții, să-i ajute pe alții, el pur și simplu încearcă să-i folosească pe alții. De ce? Pentru că el vrea să fie fericit. Bucuros nu poate fi în starea aia, nici de cum. Aduceți-vă aminte de intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim. Toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie. Păi da, până la urmă ce s-a întâmplat ca să fii plin de bucurie? Hristos a intrat în Ierusalim. N-a fost pentru prima oară, e adevărat că a fost pentru ultima. Dar ce mare bucurie că Iisus a intrat în Ierusalim. Și oamenii ăștia au fost plini de bucurie. De unde venea bucuria? Că n-au câștigat nimic. Bucuria e ceva ce se întâmplă în suflet. De aceea, când noi venim aici, ne putem concentra asupra sufletului nostru. Dacă ne mărturisim păcatele, spre exemplu, bucuria ne cuprinde. Liniștea ne cuprinde, pacea ne cuprinde, pentru că infecția spirituală a fost scoasă afară. Trebuie să ne mărturisim păcatele. Trebuie să avem pe cineva căruia îi dăm socoteală de viața noastră, cu care vorbim despre cum ne merge viața spirituală. Dar probabil că e mai simplu să părem. Și în spatele la aparența asta există un faliment cât noi de mare. Aș vrea să mai spun un exemplu, învierea Mântuitorului. Scriptura ne spune în Matei 28, cu versetul 8, că ele, adică femeile, au plecat repede de la mormânt cu frică și cu bucurie. Frica se asociază cu bucuria, dar nu se asociază cu fericirea. Când ți-a fost frică, fericirea deja a zburat de mult.
Frica de Domnul se asociază cu bucuria, pentru că ele merg mână în mână. Cine se teme de Domnul, cine are frică de Domnul, va simți prezența Domnului, va fi plin de prezența, de Duhul lui Dumnezeu. Minuni pe care le-a făcut Mântuitorul, în Fapte, capitolul 8, Scriptura spune, a fost o mare bucurie în cetatea aceea. De ce? Pentru că s-au făcut minuni și atmosfera aceea de supranatural a prezenței lui Dumnezeu a generat o stare emoțională, o stare spirituală profundă și oamenii aceștia s-au umplut de bucurie. Sunt convertirile, sunt participările la cina Domnului, spre exemplu, se vorbește aici despre participarea la cina Domnului în Fapte, în capitolul 2, versetul 46. Și printre altele acolo se încheie luând hrana cu bucurie și curăție de inimă. Curăție de inimă, frică de Domnul, e același lucru. Observați? În prezența neprihănirii, a sfințeniei, a fricii de Domnul, apare reacția Duhului nostru, bucuria. Bucuria are legătură cu ce experimentăm în interior când ne întâlnim cu Dumnezeu. Fericirea este produsă de muncă, este produsă de tot felul de învârteli, depinde fiecare cum se descurcă. Bucuria are și dușmani. Păcatul este cel mai mare. Când un om păcătuiește, el continuă să vină la biserică. Altfel, soția îl întreabă, bă, nu mai mergi la biserică, ce-i cu tine? Omul nu se simte bine să nu vină la biserică și vine. Dar nu se bucură. Nu simte prezența Domnului. Simte o stare de vinovăție adâncă. Cântarea nu prea poate să o cânte. Își mișcă așa buzele a om obosit, epuizat. Predica nu merge pentru că receptorul a rămas fără curent. A rămas fără curent. Când ăsta rămâne fără curent, poate să vină de la satelit mesaje peste mesaje de la toată biserica. Asta nu mai zice nimic, că nu mai are putere. Păcatul este dușmanul bucuriei. În Isaia 24, Scriptura spune, țara a fost spurcată. Este un cuvânt destul de greu de spus. Ei au călcat legile Domnului, n-au ținut poruncile, au rupt legământul cel veșnic, de aceea a încetat desfătarea. S-a dus bucuria, s-a dus odată cu neprihănirea. Bucuria este direct proporțională cu prezența Duhului Sfânt, cu neprihănirea, cu starea de percepția prezenței lui Dumnezeu. Bucuria nu e un lucru uman. Bucuria este un lucru venit de la Dumnezeu. Este un fel de manifestare a Duhului omenesc la prezența Duhului lui Dumnezeu. Necazurile vieții pot fi un alt dușman. Scriptura ne spune în Proverbe 14, de multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită, și bucuria lipsește. Oamenii râd, dar nu-s bucuroși. Dumneavoastră, ce înțelegeți de aici? Sau dezamăgire în slujire. Dacă vă întristez, nu mai mă pot aștepta la bucurie de la voi. Sau sărăcia. Când a auzit tânărul acela, vorba aceasta a plecat întristat pentru că avea multe bogății. Și era teamă că ajunge sărac. Și n-a vrut să ajungă sărac, că el dorea să fie fericit. Și probabil că a fost. Singurul preț a fost lipsa mântuirii. Bogăția poate fi de asemenea, în Deuteronom, capitolul 28, pentru că în mijlocul belșugului lucrurilor tale n-ai slujit pe Dumnezeu cu bucurie și cu tragere de inimă. Nu este așa că uneori l-am slujit pe Dumnezeu fără bucurie și fără tragere de inimă, de ochii lumii, pentru imagine, pentru că n-am avut încotro, am fost programați. Bunica spunea, mor copt, ne-am dus acolo. Dar nu merge. Pe oameni reușim, dar cu Dumnezeu nu merge. Atunci bucuria s-a terminat. Te duci acasă și stai pe gânduri și te întreabă doamna, dar ce-i cu tine?
Nu-i nimic. Dar de ce ți-ai pierdut semnalul așa tare, nu mai știi? Și dacă ești sincer, poate îi spui, uite, uite cu ce mă confrunt. Dar dacă nu ești sincer și ești din ăla așa puternic, te duci mai departe cu ele târâși până când îți vine rândul. Oamenii lui Dumnezeu, Scriptura, cartea aceasta, ea încearcă să ne ia pe toate părțile prin încercuire, ca să ajungă în sufletul nostru și să ne transmită următorul mesaj. Șansa noastră e să ne împăcăm cu Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să ne smerim. Trebuie să acceptăm că suntem murdari. Noi suntem niște ființe slabe, foarte slabe. Stai de vorbă cu cineva și pur și simplu ți iese din gură un cuvânt și îți pare rău. Dar ce mi-a trebuit mie să spun asta? N-ai vrut să spui lucrul ăla, dar pur și simplu ai intrat într-o problemă. Și sunt mii și mii de posibilități să intri într-o problemă în timp ce n-ai avut nicio intenție să faci lucrul ăsta. Omul e o ființă slabă. Cu cine se asociază bucuria? Se asociază cu expeditorul bucuriei. Se asociază cu Dumnezeu. Căci ziua aceasta este închinată Domnului, să nu vă mâhniți, că bucuria Domnului este tăria voastră. Asta spune Biblia în Neemia, capitolul 8. Omul lui Dumnezeu a îmbărbătat poporul care era singur, apăsat. Observați, bucuria Domnului este tăria voastră. Bucuria vine de la Dumnezeu și ea ne întărește. Tăria asta nu e vorba de o tărie fizică neapărat, dar când ești bucuros, când simți prezența Domnului, n-ați observat câteodată când ne cercetează Dumnezeu, că aproape nu te mai interesează de nimic. Mie mi s-a întâmplat de câteva ori, deși îmi cer iertare că spun lucruri frumoase despre mine, mi s-a întâmplat uneori, într-un moment așa de cercetare puternică, când am zis, Doamne, nu vreau să mai mă rog nimic, nimic nu-ți mai cer, nimic! Vreau doar să mă bucur și să te onorez, să te cinstesc. Am abandonat intenția să mă rog, că mi se părea ofensator în starea aia care Dumnezeu a creat-o în sufletul meu, mi se părea cam obraznic puțin să mă apuc și să cer. Mai dă. Simțeam că numai să-L laud merită. Dacă am stat tot timpul în starea asta, probabil că ar fi biserica plină, probabil că unii ar veni și dimineața și seara, probabil. Veți spune dumneavoastră, tu umbli cu să ciupești, dar ce să fac? Ce să fac? Să vă spun să stați acasă și dumneavoastră? Cineva trebuie să ne mustre, cineva trebuie să ne atragă atenția, că mama a făcut așa toată copilăria noastră și uite ce oameni de treabă a ieșit din noi. Se asociază cu expeditorul, dar nu numai cu expeditorul. Se asociază cu decizia de a-L urma pe Dumnezeu. Oricine ar predica, poate să ne încânte, să ne impresioneze, dar dacă nu avem puterea să luăm decizia să ne schimbăm, Dumnezeu și-a făcut partea, dar El nu ne constrânge. Când spun că nu ne constrânge, vorbesc despre regulă, dar Dumnezeu face ce vrea, nu-mi cere mie voie. Dumnezeu uneori ne constrânge, dar ca regulă Dumnezeu nu ne constrânge. Că Lui nu-i place să fie iubit cu deasila. De aceea Dumnezeu așteaptă să luăm o decizie în urma luminării minții. Dumneavoastră știți că mintea trebuie luminată, inima trebuie mișcată și voința trebuie înduplecată. Acestea sunt cele trei etape. Prima, luminarea minții, se face prin folosirea argumentelor. Argumentele ne convin că ăsta nu este alb, ci este brown. După ce mintea este convinsă de forța argumentelor, coborâm la nivel afectiv și mișcăm inima, sentimentele. Sentimentele n-au legătură cu argumentele, alea nu știu de argumente. Alea știu de... Și la urmă, înduplecarea voinței, se pune capacul și dintr-o dată spui, gata, am terminat. Gata, de astăzi înainte... Iată dar procesul că se finalizează cu o decizie. Oameni dragi, câte argumente a auzit microfonul ăsta? Ăsta într-o zi, poate dumneavoastră o să vi se pară că mă plimb, într-o zi microfonul ăsta o să fie martor. Câte cuvinte spre pocăință au fost spuse, dar nu și-au atins ținta. O să mai spun două, trei cuvinte și mă opresc.
Bucuria se asociază cu casa lui Dumnezeu. Altarul lui Dumnezeu este bucuria și veselia mea. E ca și cum ai spune, amvonul din biserică este bucuria. Dar nu mă refer la lemnul ăsta, ci mă refer la scopul lui, la motivul pentru care există aici. Noi credem că Dumnezeu vorbește. Noi asta credem, că altfel n-am fi aici. Suntem prea ocupați ca să ne pierdem vremea și să ne mințim și pe noi și pe alții. Exact asta a experimentat omul ăsta. Când văd altarul lui Dumnezeu, a nu se referea neapărat la lemnul ăla, dar avea o anumită semnificație pentru el. N-ați observat că uneori sunt oameni care mai au ceva de la bunici? Am întâlnit pe cineva care avea o Biblie foarte veche și mică și era de la bunica lui. Și a spus, dacă cineva îmi dă 1 milion pe Biblia asta, nu o dau. De ce? Pentru mine înseamnă totul. Dar numai pentru el înseamnă. Dacă venea un vecin, îl spunea, domne, mai mult de 5 dolari nu-ți dau, ce să fac cu vechitura asta? Noi atribuim importanță unor lucruri. Atribuim importanță, e de la tata, e de la bunica, e de la mama. Așa este cu lucrurile lui Dumnezeu. Când intri aici, ați observat că le mai spunem copiilor, nu vă mai jucați aici. Asta nu înseamnă că locul ăsta este sfânt la propriu. Dar locul ăsta este dedicat să se repete cuvintele lui Dumnezeu de aici. De aceea vrem totuși să acordăm o anumită grijă pentru locul ăsta. Pentru că noi l-am consacrat să fie un amvon de unde se predică Evanghelia. Și mintea noastră, el are semnificație. Dacă vine aici un om necredincios, el, ori locul ăsta, ori pomul ăsta din fața bisericii, același lucru. De ce? Pentru că el, negândind duhovnicește, nu atribuie valoare la lemnul ăsta din care am făcut amvonul. Ăsta e altarul lui Dumnezeu. Asta e cartea lui Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Și pentru că oamenii și lucrurile astea au legătură cu Dumnezeu, ce simt eu pentru Dumnezeu? Transfer și acestor persoane și lucruri. Sau închinarea. Noi greșim când spunem închinare referindu-ne la muzică, că închinarea nu este egală între închinare și muzică. Închinare înseamnă foarte multe lucruri, muzica este doar un fel de a ne închina. Scriptura spune, cântați cu veselie, pentru că aceasta este tăria noastră, înălțați strigăte de bucurie lui Dumnezeu. Bucuria întotdeauna ne pune în relație cu Dumnezeu. De aceea bucuria este mai greu de obținut, pentru că prețul este să trăim în neprihănire. În toată dimensiunea existenței noastre, slujire, sacrificii, osteneli, slujiți Domnului cu bucurie. Slujiți Domnului cu bucurie. Întotdeauna mă feresc să spun lucruri, dar totuși câteodată simt că sunt mai explicit dacă fac asta. Mi-am propus cândva în viață să mă disciplinez și să încep să fac un lucru pe care nu-l făceam. Mi-au luat mulți ani din viață lucrul ăsta. M-am rugat lui Dumnezeu, am început să fac pași mici, n-am fost mulțumit de viteza cu care înaintam, dar timpul a trecut și cu ajutorul lui Dumnezeu am început să fac cât de cât treaba aia, dar nu mulțumitor, așa. Și dintr-o dată mi-a venit în minte un gând. Dar tu nu faci asta cu bucurie. O faci impus. E ca și cum te duci la lucru, nu te duci cu bucurie. Te duci că trebuie, că trebuie bani. Și atunci am intrat într-o a doua fază a experienței mele și am început acum să mă disciplinez, să mă rog, să postesc, ca lucrul ăsta să-l fac cu bucurie. De fapt, de ce vorbeam eu? Vorbeam ca să fac bine cuiva. Dar nu-l făceam cu bucurie, doar îl făceam. Și Dumnezeu mi-a pus în gând ideea, dacă tot îl faci, fă-l să fie primit, fă-l cu bucurie. Nu e ușor să faci ce este greu și este și mai complicat să faci un lucru greu cu bucurie. Cam ăsta este standardul bucuriei. Cam în zona asta se găsește ceea ce citim noi în Scriptură așa, într-o fracțiune de secundă, bucurie. Fă lucruri
spirituale cu bucurie. Donează cu bucurie, du-te în misiune cu bucurie. Un exemplu banal, iertați-vă cu bucurie. Dacă vrei să te încerci pe tine, vă faceți aminte că Biblia spune, pe tine încearcă-te. Dacă vrei să te încerci pe tine, propuneți să ierți pe cel mai nesuferit om pe care îl cunoști. Ăsta e un homework. Și încep și te roagă. Încep și te roagă. Uite, vreți să faceți experimentul ăsta? Astăzi sau mâine, luați-vă 10 minute, așezați-vă pe genunchi și începeți să vă rugați concret pentru nesuferitul ăsta. Și luați-o foarte practic. Doamne, mă rog, și eu probabil sunt nesuferit în mod deosebit pentru tine. Doamne, ajută-mă să-l înțeleg și pe ăsta, că, Doamne, binecuvintează-i nevasta sau soțul, binecuvintează-i copiii, Doamne, binecuvintează-i munca, Doamne, te rog, ferește-l de rău, și cășună pe el cu binecuvântări. Și o să vezi că dumneata, pentru că te auzi în timp ce te rogi, dintr-o dată ți se schimbă percepția față de persoana aia. Sigur că s-ar putea să treacă câteva săptămâni, luni sau ani, dar se merită, mă gândesc. Și acum, după ce nu mai e chiar așa de nesuferit, roagă-te pentru a doua parte. Doamne, ajută-mă să mă bucur de treaba asta. Credeți-mă că tot ce se întâmplă, se întâmplă doar aici. Afară plouă, aici nu. Totul este doar aici, în mintea mea. Când nu suporți pe cineva, omul ăla pe care nu-l suporți ar putea să fie iubit de 500 de oameni de pe fața pământului. Doar aici e ura, doar aici e dragostea, doar aici este pasiunea, doar aici e indiferența, doar aici este irresponsabilitatea. I don't care. Doar aici, numai aici este. Aici nu este, că ăsta nu-i pentru așa ceva. Numai în cutiuța asta. Aici trebuie să facem ordine cu ajutorul lui Dumnezeu. Aici se va manifesta roada Duhului, pentru că până la urmă, în viață, aproape totul este o alegere. Dacă eu mă împotrivesc lui Dumnezeu, Dumnezeu nu o să abuzeze intenția mea de a-L părăsi sau de a sta la distanță față de El. Bucuria este importantă pentru că Biblia spune, slujiți Domnului cu bucurie. La ce folos mi-ar fi mie să slujesc, dar fără bucurie? Și Dumnezeu să-mi zică, nu se pune. Dar Doamne, am slujit. Dar n-ai slujit cu bucurie. Ai făcut-o de silă sau pentru interese. Știi tu ce interese. Trebuie să o faci cu inima curată și cu bucurie. Nu poți să o faci, aproape că nu se merită să o faci. Apoi, milostenie cu bucurie. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Nu mai da, Doamne, cu zgârță, nu mai da. Dacă tot dai, de ce nu vrei să ai un beneficiu din treaba asta? Observați cât de practică este bucuria. Este extrem de practică. Asta nu e doar un concept teologic, e un stil de viață. Dar trebuie să te disciplinezi prin repetare. Dar dacă nu ai un interes și o motivație profundă, o să crezi acum că te apuci de treabă și nu o să te apuci de nimic. Că asta nu e nici prima, nici ultima, probabil. Acceptă nedreptatea personală cu bucurie. Scriptura spune, pentru că în mijlocul belșugului, tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inimă. Cu dragă inimă. Uneori copiii fac lucruri ca să scape de gura lui maică sa. Nu-i bine. N-ai câștigat nimic. Trebuie să nu mai faci de gura lui mama. Nu se merită, e prea puțin să-ți pierzi timpul cu atâta. Nu, ascult-o pe mama cu bucurie. Spune-i, mami, nu prea mă simt atras spre ce mi-ai zis, dar pentru că te respect, o să mă duc fluierând să fac lucrul ăsta, ca să vezi că nu-l fac de silă. Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus? Cine-ți cere să mergi 1,5 km, Domnule, du-te 3 km. Și să-i spui, domnul ofițer, eu sunt obligat de lege să merg cu matale 1,5 km, dar vreau să-ți demonstrez că eu nu sunt sluga dumitale. Și eu merg 3 km, domnule, eu sunt un om liber. Vreau să-ți demonstrez că eu merg că vreau eu. Și când ai plecat, ai plecat cu pălăria altfel pusă. Dar nu ca slugă obligat de lege. Bucuria este altceva. Cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Concluzii.
Principiul conflictului interior: umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Pentru că firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva firii pământești. Sunt lucruri opuse, potrivnice, așa că nu puteți să faceți ce vreți. Ăsta este principiul conflictului interior. În fiecare dintre noi, firea pământească ciripește și vrea să ne pună la cale și folosește în general chimia noastră, pofta. Poate că multe păcate din cele pe care le-am făcut noi în viață au fost făcute de chestia asta numită poftă. Chimia asta, atracția asta, atracția, marea problemă, atracție. De partea cealaltă este Duhul lui Dumnezeu finuț, El nu împinge, nu atrage, El îți spune și tu rămâne dacă alegi sau nu. Acest conflict interior a fost, este și va rămâne. Să nu vă așteptați ca să ajungem vreodată la nivelul pocăinței, în care fără să vrem suntem neprihăniți. Pentru neprihănire trebuie să ne împotrivim tare în credință. Pentru neprihănire trebuie să iertăm pe oamenii care nu merită să fie iertați. Ascultați-mă, nu vorbesc aici de oamenii care merită să fie iertați. Nu merită, Domnule! Dar îl iert pentru că eu fac asta nu pentru el. Eu fac asta pentru mine și fac asta pentru stăpânul meu. Din aceleași motive iubesc. Eu știu că e o alegere și eu trebuie să aleg să fac lucrul ăsta nu pentru că simt. Nu simt, dar aleg. Până la urmă, observați că totul pleacă de la ce vrem să facem cu viața noastră. Oamenii lui Dumnezeu, am spus câteva cuvinte despre chestiunea asta, e destul de complicat să înțelegem de ce este fericirea diferită de bucurie și cum vine aia că bucuria vine din interior, produsă de Duhul Sfânt, iar fericirea este reacția noastră la ce ni se întâmplă pozitiv în viață. Dar, indiferent cât înțelegem din fenomenul ăsta, mă rog lui Dumnezeu în rugăciunea care urmează să aveți puterea să vă concentrați asupra subiectului și să-L rugați pe Dumnezeu să ne dea mai multă putere, să ne dea o minte mai ascuțită și pe Duhul Sfânt să-L lase peste noi într-o măsură mai mare. Vă invit să vă ridicați.